Salut și bine v-am regăsit la un nou video astăzi, o să vreau să deschidem noi niște cutii aici pe site-ul SkinHub.com, e un site destul de jmecher și vreau să lăsați un like la acest videoclip pentru că m-a ajutat foarte, foarte mult Si uh, și desigur vreau să-mi spuneți dacă mai veți să mai facem episoade de case opening, în momentul de față nu am bani pe să vedeți, dar vreau să depozitez Si uh, și vreau să vă las repede, 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 rewards aici, uite frumos, vreau să vă las... <coughs> Stați așa, unde mă? Z Alex, hai să schimbăm codul, să fie Alex Alvarez, ok? Deci asta va fi codul meu, Alex Alvarez. Fii atenție. Alex Alvarez, am băgat bine. Update code, merge? E băgat, ești Bun. Fii atenți, deci băgați codul Alex Alvarez și veți primi un dolar. S-ar, nu știu exact, stai. Um, invite your friends, they get a free bonus to open cases. Așa, and you, uh, a, am înțeles, ok, deci așa merge referalul, voi băgați codul Alex Alvarez, uh, hai că vă și arăt cum dați la rewards și aveți aici unde scrie free money, bine, eu am folosit codul Rafa, ha, 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 dar eu v-aș ruga să-l folosiți pe al meu pentru că știu că mă iubiți și eu vă iubesc pe voi, a, uh, bun, deci vă rog băgați acolo și puteți să, după aceea să vă creați și voi un cod și invitați-vă prietenii să vă bage codul și etc, dar vă rog, nu uitați să băgați codul Alex Alvarez, uh, legat aici aș o să primiți 1 euro de la mine, aveți de la fratele vostru. Și acum, în primul și în primul rând, ce mă interesează pe mine, bine, mai puteți să vă băgați în grupul lor de 15 și primeți încă 12 cent sau ceva de genul. Și ce mă interesează pe mine este să depozitez un pic aici, dar nu mai știu exact cum. Să 2 două secunde, că să depozităm noi. Uh, se filmează? Se filmează, mă, băiatule. Da, da, se filmează. Uh, bun, hai să facem așa mare ecranul. <coughs> Vedeți și voi că am făcut ecranul mare. Acum ce mă interesează pe mine este să, 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 să depozitez, dar exact, exact, eu mă știu exact de unde se depozitează la trade up contract, au și o opțiune de trade up contract, deci aici se deschid cutii, ceea ce este foarte Cred Că rewards aici ar trebui să depozitez, nu? Greșesc, nu-i așa? Da. Unde se depozitează? Uh, top new trending, grade am înțeles. A, ah, nu poți să depozitezi, cred, cred că nu poți, cred că trebuie să bagi bănuți singur. Adică să apeși pe chestia asta Și, a, depozit skins Deci e în beta depozit skins ul lor Băi, abonez că nu-ți fură nimica Adică, what the fuck Ok, băgăm, hai să vedem Available items, uitați aici itemele mele Nu știu ce să, ce să, depozitez, aș depozita ăsta Că e un euro și oricum nu, nu mi pasă de el deloc Și ce aș depozita Mamă, ăsta e doar 6 dolari pe site Se pare că și scad prețurile pe site Vă dați O să depozitez Dezolay Space-ul Pentru că oricum nu-l folosesc Nu mă interesează Dezolay Space-ul Asta este o armă și useless sau de fapt n-aș depozita o uh, nu depozite schimb să e pentru că mm, pot să fac chestii cu desolate space ăla, știți adică poți să na uh, mă descurc eu dar cred că e ok doar astea ok depozit hai să vedem 3 dolari bun acum vă please remove the souvenir items from your deposit că a, -a n-aveți voie să depozitați iteme suvenire deci asta înseamnă să înseamnă doar 3 euro um, ok asta nu am înțeles de ce exact să fiu sincer cu voi deci nu, poți, deci nu puteți să depozitați suvenire Haideți, mă, băieți. Bă, măcar se strângă peste 100 de like-uri. Depozitez, dezolate face ul Hai, depozităm acau. Depozităm acau. Hai, nu contează. Depozit. Dau aici depozit pentru băieți. Pentru că știu că sunteți uh, meritați. Dar ca și de să măcar să lăsați acolo un like. Bun, și o să accept repede, repede, pe, pe Steam. Trebuie pe telefon. De aici intru repede. Vă și arăt cum stă treaba cu toată asta. Hai să vedem notifications. Uh, new comment. Nu, 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 nu trade offers imediat intră aici please wait uh, trebuie să accept repede jur, uh, trade offer-ul hai că mi se încarcă și mie telefonul da s-a încărcat ok respond hai Bă, că deschidem cutii, să vedeți aici, am o cutie pe care vreau să deschid, sper din tot sufletul să am destui bani prin chestiile astea, I don't know, accept trade, hai să vedem. Please confirm an action on Steam. Ok, trade, hai de, accept. Bun, și ar trebui să fi primit gata Am dat accept. Bun, gata. Um, am dat accept, acum ar trebui să primesc, cred că, dacă să văd dacă mi-a dat să confirm sau ceva. Nu, am confirmat, așa scrie. Deci acum ar trebui să primesc trade offer accepted, we've added to your account. Ok, dăm pe skin hub. Și dacă puteți observa, acum am încă 1,37, nu înțeleg de ce, că tocmai ce am bagat uh, pe site. A trebuit să-mi apare și mie. Hai, bosule Ei zic că mi-au adăugat, dar nu-i văd încă. Cum am cum făceam două Cum făceam să... Văd... Unde, unde, cum am intrat eu acolo? Parca aici, nu? Da. Uh, no take to, așa, Asta se durează mult până se depoziteaza Deja deci, itemele mele nu le mai am. Nu, nu le mai am. Probabil o să primesc de la ei ceva. Ar trebui să primesc acum. All cases. Hai oricum stați în știți site-ul este safe poate că o să-mi vină mie greu itemele sau chestii din astea dar stați în știți site-ul este safe 100% uh, plus că deocamdată nu este nimic sponsorizat pe site deci stați știți vezi scrie că am depozitat dar dar uh, unde sunt De, nu mi apar aici cred sau trebuie să-mi iau eu să-mi scot cum deci sunt depozitați dar nu mi-au -mi dat nu înțeleg cred că, cred că numărul ăsta este gen aiurea, nu știu. Da, mă rog, hai să încercăm să deschidem. Bun, hai să vedem dacă mergeți să deschidem covert. Harte să vedem. Ia. Costă 7, să vedem dacă avem asta chestia. Free open code. Nu, 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 nu mai, nu, nu mai trebuie niciun free open code. A, 9 dolari. Bun. Veți apar, v-am că apar, dar uh, relativ. Deci covert <coughs> Nu vreau să deschid covert că e destul de scump. Mă gândeam să deschid un uh, Low end knife, astea stea alea proaste, mai sunt mai multe knife-uri pe aici, au foarte multe chestii și dar destul de scumpe Crimson web, e uh, case or key covert lor, oh, covert lor, ești nebun, e, yeah, ce dau ăștia aici? doar cu 7 dolari, dar probabil cele mai mari șanse sunt să spice uh, M4 a unui Hyper Beast. Dar totuși este ceva bun, deci hai să-i dăm open case, ce spuneți? Uh, nu știu dacă noi dați să-i dau direct open case, hai să vedem ce ne pică la cutia aceasta și ne pică un mare Hyper Beast, măcar să aibă un float bun. What do you think? Ce float care? are un float bun având în vedere că este uh, 7 dolari deci dacă este 7 dolari înseamnă că are un float bun deci asta să că ne-am cam luat banii nu ne-am pârlit nu s-a întâmplat nimica uh, bun, să ce să mai deschidem. classified este destul de ieftin, dar este bun și cred că o să vă arăt și la final și faza cu trade-up contract nu mă interesează asta. Uh, classified. <coughs> Gâtul meu. Uh, bun, hai să vedem la covert. A să deschidem un covert. Nu știu. Nu știu ce să deschid ca să am noroc. Că încă e prima dată, e, adică e prima dată când deschid pe site asta este și chestia. Uh, totuși, ce mai... Covert knife, dar nu mai am acum de astea pentru că am numai 7, da, deci nu pot covert knife. Uh, deci, probabil ar merge să încercăm... Uh, ceva de 7 și aveți și voi 6, 7, ceva mai ieftin ca că... Mă vedeți că sunt sărac. Night, knight, night, night. Knight. Hai să încercăm un night, ce spuneți? A, aici dacă spică ceva prost, e pârli rău de tot. Nu, nu deschid night, sub nicio formă, nu deschideți night. <laughs> night nu e o cutie bună. Classify restricted, uh, consumer grade ui nașpa. cover e cam singurul pe care mai pot să-l deschid, deci... Hai să încercăm un... What the fuck? I-am dat sell sau îl am? Cred că nu mi-a vândut itemul. Ha, uh, hai să verificăm. Unde-mi unde mai unde itemul? Inventory, cred. Da, uite-l, sell, mă, dă-i sel. hai Sel că nu vreau niciun hyper beast, eu vreau să deschid cutie Hai să deschidem un covert, să vedem ce ne pică la un covert Hai, mă, băieți, să vedem Pică ceva bun la covert sau nu pică? Eu cred că pică Hai, 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 UGK Cameleon Ăsta m-a purli rău de tot Aici 1,28 mm. Sel mi-a băgat, da mi-a băgat de data asta, se pare că nu mai trebuie de să sel. Deci 2.54, 2, 2, cu 2.54 uh, putem deschide un classified, da? Deschidem un classified, că ce o pot deschide, adică nu mai am ce să deschid <laughs> <laughs> cu 2.54. Uh, da. Bun, bă, mi-a picat un pe 90 trigon, nu mai știu cât este, un 2 euro, 2, euro, e bun, 2 euro, e bun, e cel și ăsta, bine, am dat 2.54, uh, dar mai e încă o chestie de jumătate pe care am putea o face, mai înalt. Uh, trending, și sunt cutii făcute de oameni. Vedeți și voi, glitch case. Hai să vedem ce e ce acest glitch case. Glitch case-ul e ăsta și costă 1,50 și ceva, dar probabil o să spice un galil uh, din ăsta uh, chatterbox. Hai să scriem un glitch case pentru că oricum nu avem bani de absolut nimic altceva. Și ne pică un galil ar chatterbox, care cât costă? 1,32. Nu noi cât am dat că nu mai știu să-mi bat piciorul. Uh, da, hai să mai vedem ce cutii mai sunt, că nu vreau să deschid aceeași cutie de două ori, cât pe de devine Adică you know Uh, 99% ce e asta? Ori îți pică un CZ uh, Tigris, ori îți pică un Carambit Băi, ești nebun ghiște mi-a picat Carambit <gânghe> De unde? <gânghe> da, a picat un CZ Bă, dar nu e rău, adică n-am pierdut mult Hai să mai deschidem o dată Cutia asta e ok, pentru că pot să deschizi mai multe ori Eu you adica. Know? Adică N-am bani de altceva, adică vezi și mai am 1.52 <gânghe> Da, nu prea ești pe minus, ceea ce e ok Hai, deschidem două direct, ce spuneți Încearcă băiatul o să deschidă două cutii. Încearcă, da. <laughs> Nimeni n-a zis că și iese. <laughs> uh, sell Selol pentru 48. Nu ești foarte mult pe minus. Ceea ce înseamnă că poți deschide mai multe. Deci asta că poți să faci videoclip pe site. Fără să am bani. <laughs> <laughs> CZ. Două CZ-uri. Mm. Din nou sell all. Băi, e singura cutie la care nu te purlesti Adică, de ce să nu deschid în continuare? Uh, adică nu mă pârlez rău de tot. Că cu câțiva cenți acolo tot e problemă. 40, pies 48, bă, și câțiva cenți în plus, adică nu-i mare șmecherie. Da, e clar că numai asta o spici. Vă că șansele să spici altceva este... Eu, sunt șanse infime. A, dar uite, e și un buton de quick stop. A, și te mici mai repede. Hai să-i pierdem pe toți, așa. A, am înțeles. A, am înțeles. <laughs> nu mai așteptam la asta, sunt nicio formă ultima dată Pentru că ne pierdem timpul făcând chestia asta uh, Bun, hai să vedem ce mai ne picăm, ce mai găsim la da. trending Cutie, cutie ieftine vreau 99% de ce asta e cutia de 28 de cenți pe care am deschis-o mai devreme Vreau cutie ieftine că n-am bambos Case profit, nu mai am bani pentru case profit Pot unul din patru să deschid, nu știu ce facem nu știu ce poate să îmi pice Hai să încercăm să vedem ce pică, un P250 Franklin dacă pică măcar atâta Bă, ești nebun? E bine, ăsta nu e rău, e 2 euro sau ceva A, ah m-am păcălit. Dar măcar am ieșit pe profit cu câțiva de cenți, deci s-ar putea să avem câțiva puțin în plus. <laughs> Dar... <coughs> chestia faină e că puteți să-mi deschideți cutii, uh, că puteți să-mi faceți voi cutii dacă vreți. Hai să ne knife, ia. Cutii knife, uh, cu deschidem 3 cutii knife cu 42 de cenți. Haideți să -ne, ce ne pică la cutie knife. Sunt sigur că un knife. Da. <laughs> nu mă așteptam la chestia asta, Sunt nicio formă. Să spuneți dacă mai vreți să mai facem videoclipuri pe site-uri de pariuri. Mie îmi place, adică data viitoare promit că o să fie și un videoclip sponsorizat, ca să am și -o ce să deschid, ca așa așa deschidem cutia asta ce găsim pe aici. Lugin. Ia, cu deschidem cutia lui Lugin. Ia Lugin. Îmi dai ceva frumos în cutia ta? Apare nu. <laughs> Apare mai pârli Lugin, chiar rău de tot cred cu 10 cenți, da, mai lăsat fără bani lui mai am 18 cenți. Ceva extraordinar de ieftin aveți? Nu, e. Yeah. Ceva extraordinar de ieftin, ceva de 18 pot, uite. My first case, Eu, dacă, deci fii atent. Păi ce-ți la first case, adică... ce cu case-ul ăsta? Nu e cum să faci profil la chestia asta, că mai ales cu chestia asta. Asta cred că e 0, la cenți. 0,7, bun. Și acum următoarea cutie. A, nici pasă nu mai pot să deschid, e nebun. Și acum următorul lucru, nu mai case, îți parcă am creat și -o, un case? Nu, n-am creat niciun case. Uh, M-am mamă, de scump, pe asta, bă! Mamă, dar sunt iteme, adică nu se încurcă. Da, deci nu știu ce să zic, uh, 250, tătărărărăm, uh, uh, AIM, yeah, astea sunt scumpe, nu am eu bani pe aici, sunt mai sărac așa de felul meu. Cu 11 cenți putem deschide absolut nimic de pe prima pagina lor, dar putem ne la topia. Care este top Low to, lowest to case Băi, era mișto să deschid unul de ăsta Că îmi plăcea să mi pice un Blaze ăsta Probabil îmi picea un Snake Cam o mie Dar, ca idee A, Da, deci training Ia să dăm pe training din nou Și să vedem ceva mai ieftin Că găsisem ceva de 10 centi pe undeva Parcă da, de 10 ce nu prea mai ce să mai deschis, deci că o să-i păstrez și o să mă uit la ei, zicând ce norocos sunt, cam 10 ce, nu știu. da, vreau să vă mulțumesc mult de până ați acolo dată, sper din tot să fie să vă plăcut, să fi plăcut acest videoclip. Nu uitați să apăsați butonul de like pentru că m-ar ajuta foarte mult și în episodul următor deschidem ăsta, fraților, ăsta. Deci fiți de la drop rate, e mai mare, e mai mare rate ul să spice tot au gestor, mă dește pârle și practic dacă deschizi cutia asta. Nu știu cu cutiile astea, fraților. Da. Abbiamo postato le spazio e noi dobbiamo rivedere ad abituare papà.